Haideți să discutăm acum despre ceea ce înseamnă probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor. Și haideți să vedem o primă aplicație. Prima problemă, suma a două numere, știm că este 24/3/8. Aflați numerele, știm că unul dintre ele este cu 3/5/6 mai mare decât celălalt. Bun. Haideți să scriem sub formă de ecuații ceea ce ni se dau în problemele, în problema noastră.